Un șofer mort de beat a provocat panică pe străzile din Târgu Jiu. Bărbatul ar fi băut de supărare acasă după ce s-a certat cu soția, apoi s-a urcat la volan și a intrat cu mașina direct într-un troleu plin de pasageri. Rezultatul etilotestului a arătat o alcoolemie de 1,28 de miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. În momentul în care polițiștii au vrut să îl bage în mașină ca să îl ducă la spital, bărbatul, care abia se mai ținea pe picioare, era pregătit să urce la volanul autospecialei. Urmărim momentul. Cine v-a dat cu spray? Nu știu. Auziți, da? Unde ați băut? Nu mai pot, nu am să văd. Unde ați băut? Cum? Unde ați băut? Acasă. Acasă? Păi și unde ați plecat în halul ăsta? Era ceva urgent? Ascultați. Eu cred că ne bază la mine acasă cu piață, placă. Am plecat că eram... Mă duc în Italia, mă duc 1620 de kilometri, dorm 2 ore jumate, dorm. Domnul Tănăsoiu? Mă ascultați? Și tot beat, tot băut, circulați, tot băut, circulați. Nu, bă, nu, bă. Am înțeles. Haideți să mergem la spital să vă luăm, da? Pentru alcoolemie. Nu, bă. Am înțeles, rău de tot. Ha, 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 ha,